Ministrul de Externe, Teodor Baconschi, este la discuția de luni. Știți ce m-a nedumerit în discuția asta referitoare la planul reorganizării administrative? După reacția Ungariei, care prin vicepremierul Semyon Zsolt a spus că e inacceptabilă neglijarea hărții etnice, e inadmisibilă schimbarea componenței etnice prin această trasare administrativă, varianta de compromis propusă de Traian Băsescu a fost 8+2, adică o hartă etnică. În primul rând, dacă avem probleme româno-maghiare, româno-ungare mai exact, ele trebuie tratate pe canale diplomatice. Dacă ne întâlnim în presă politicieni care facem declarații politice la București sau la Budapesta, mi-e teamă că nu ne putem clarifica, nu putem să ajungem la o bună înțelegere. Deci, acestea sunt mici accese de populism până la urmă, grija aceasta enormă pentru soarta comunităților. Avem și în România mulți politicieni care fac insomnii pe tema comunităților românești din jurul României, în ciuda faptului că n-au făcut de fapt nimic pentru îmbunătățirea acestor vieții acestor comunități. Dar și aici cred că vicepremierul maghiar a depășit o limită rezonabilă. Nu ne-am permis să facem astfel de comentarii despre noua lor Constituție sau despre legea presei din Ungaria. Cred că din acest punct de vedere totul trebuie rezolvat pe canal diplomatic și nu în presa celor două țări. De ce Ungaria s-ar amesteca în treburile interne prin declarațiile făcute de vicepremierul ungar și ambasadorul Statelor Unite la București atunci când comentează deciziile Curții Constituționale? Nu. Ungaria are o minoritate serioasă în România. Noi, la rândul nostru, când avem grijă de soarta comunităților românești din Ucraina sau de relația cu Republica Moldova, de românii din Serbia, din alte state balcanice, și noi putem fi acuzați de către din alte capitale că această grijă pentru ce se întâmplă în comunitățile noastre minoritare de acolo este o formă de imixtiune și așa mai departe. De asta moderația și până la urmă agenda. Faptele, cum arată cadrul legislativ, ce se întâmplă în fiecare comunitate, contează mai mult decât fierbințelile naționaliste. În rest, dați-mi voie să vă spun că de 20 de ani, în parteneriatul nostru cu Statele Unite, n-am avut decât de profitat atunci când un ambasador american sau altul, cu bună credință, cu solidaritate față de soarta democratică a României, și-a spus punctul de vedere asupra unor chestiuni care până la urmă țin și de interesul Statelor Unite față de România la nivel politic, dar și interesul investitorilor americani. Nu e vorba de o imixtiune, cât de faptul că mai puțină corupție în România ar face România mai atractivă, inclusiv pentru marile companii americane. În același interviu care a strânit atâtea discuții, Traian Băsescu s-a arătat deranjat de comentariile făcute de ambasadorul american, inclusiv de ambasadorul american. Spunea că orice fel de declarație din partea unei ambasade nu e binevenită. Da, ceea ce contează este că ținem sau nu cont de ce spune un ambasador la București. Suntem într-o democrație, nimeni nu are leucoplast pe gură. Cenzura a fost cu adevărat abolită în această țară și bineînțeles că fiecare șef de misiune are și dreptul de a se exprima și responsabilitatea propriilor afirmații. Când ele depășesc un cadru rezonabil, apar și tensiuni diplomatice. Deci înțeleg că strict în legătură cu decizia Curții Constituționale și modul în care s-a raportat ambasadorul Statelor Unite la aceasta, nu considerați că a depășit vreo limită de diplomatică. Era vorba în special de subiectul prezumării caracterului licit al averilor. Și aici sunt eu însumi de acord cu asta. Această prevedere din actuala Constituție
este un cec în alb pentru o avere potențial frauduloasă. Asta nu înseamnă că orice avere frauduloasă sau obținută pe căi legale, dar atâta vreme cât acest text constituțional poate fi invocat pentru a menține originea unei averi oricât de mari în netransparență, mi se pare că revizuirea textului ar fi binevenită.